Am aici în acest episod pentru voi 6 rapoarte de la 6 cazane de lux, dacă pot să le spun așa, și mi se pare șocant cum toate aceste mașini au fost reparate și circulă pe șosele, unele din ele circulă chiar prin România, au fost înmatriculate în România. Ce este important, au avut avarii destul de mari, unele au avut și kilometrajul dat înapoi și ce este foarte important de reținut este faptul că car vertical te ajută să depistezi astfel de auto vehicule și dacă folosești codul Ritter pe care vertical, pe care îl vedeți aici, veți beneficia de o reducere de 20% și vă poate ajuta în depistarea unor astfel de mașini. Hai să vedem prima mașină, de lux, Range Rover. Ia uitați-vă și voi aici cum arăta range acesta în aprilie 2020. Ia uitați cum botul nu mai există de la această mașină și ce poze detaliate sunt prezentate în acest raport. Avea 30.000 de mile la bord. Mamă, pachete era făcut. Poze și din mai 2020. Apar și câteva întrebări în istoricul de kilometri. Uitați-vă aici, în 2020 avea 5.000 de kilometri și în 2019 avea 3. 31.000, de da? deci odată în secțiunea asta apare un semn de întrebare, mai apare o dată un semn de întrebare în 2021, da? având în vedere că în octombrie 2021 avea 36.000 de km la bord, având în vedere că în aprilie avea 48.000 de km la bord. S-a întâmplat ceva în aceste două perioade. Vehiculul a fost avariat de doar 4 ori. Ia uitați-vă la dauna asta din iunie 2020 din Lituania. Costul estimativ între 336.000 și 384.000. Am mai avut o daună în aprilie necunoscută, încă o daună necunoscută în martie și încă una în ianuarie. Apar 4 daune din care 3 sunt necunoscute. Bine, și nu mai contează alea 3 la fel cum a fost făcută mașina. Range Rover Velar din 2018 2 litri diesel. Deci mașina a fost adusă din America, ulterior a fost înmatriculată în Lituania și după aceea, ce credeți, în octombrie 2021 a fost înmatriculată în România și mașina asta circulă pe străzile din România, dacă vă vine să credeți. Cum să mai repar mașina asta? Din punctul meu de vedere ar trebui să fie interzis să mai poți circula legal cu o mașină de genul, având în vedere cum a fost avariată. Din păcate, mașinile astea sunt tot mai prezente pe străzile noastre. Trecem la următoare. Alt Range Rover. În atenționare la secțiunea de kilometri și la secțiunea de daune. Ia să vedem. Arată bine mașina în poze. Ia uitați-o. Ce poze detaliate de la vânzare. Pozele sunt din martie 2020 și din iunie 2020. Văd că mașina era vândută de către un parc auto. Atenționare la istoricul de kilometri. Ia să vedem. În ianuarie 2021 apare că ar fi avut 156.000 de kilometri, dar în septembrie 2020 avea la bord 261.000 de kilometri. Nasoleală a avut 3 daune, conform car vertical, prima între 6.000 de lei și 14.000 de lei, a doua între 72.000 și 96.000 de lei. Ok, și următoarea între 14.000 de lei și 24.000 de lei. Din aceste 3 daune, una a fost în Cehia și doua au fost în România. Prețul cu care a fost scoasă mașina la vânzare, an de fabricație 2012, diesel, motor de 3 litri. A fost înmatriculată în Italia, după a fost înmatriculată în Cehia, a fost pusă la vânzare și uitați-vă cum în ianuarie 2021 a fost înmatriculată în România. Prea că n-am găsit și poze cu mașina avariată, cum am găsit la range anterior. Ce avem următoarea? Un BMW M5. Da? din 2019, motor de 4 4 6 de cai. Mamă, îmi place maxim mașina asta. Aveți poze din februarie 2021, în august 2022 avea 25.000 de km, având în vedere că în februarie 2021 avea 34.000 de km. Deci s-a întâmplat ceva și BMW-ul ăsta pe lângă accident a mers și cu spatele. A, și da un mititică cu costuri estimate între 288.000 de lei și 336.000 de lei. O nimica toată, eftin. Mașina a fost adusă din America, ulterior a fost matriculată în Lituania, ulterior în Letonia și de aici s-a pierdut istoricul din august 2022. Nu știm dacă a ajuns sau nu în România, dar oricum mașina a fost reparată, vândută și circulă undeva prin Europa. Bun, următoarea mașină, un Audi RS5. Îmi place mult de tot culoarea asta, griul ăsta. Poze din decembrie 2020. A făcut și mașina un mic accident poc, cum s-ar zice. Ia să vedem, uitați poze. Păcat, păcat, ce interior frumos are cu pielea asta așa și cu săturile astea în formă de hexagon. M-ar -ă tot. Ia să vedem, uite, ți arată până și cheia. Uite și mașina reparată. Ia uite, în septembrie 2021, deci la doar 9 luni. Distanță. Mamă, e fățuită, bibilită, spălată, aranjată. Plăcuța de Polonia, Bun, din nou poze cu mașina pusă la vânzare în noiembrie 2021, alte poze, istoricul de kilometri pare în regulă ce puțin kilometri avea în noiembrie 2021, 14.000 de kilometri, frate, nouă mașină. Dauna cu costul estimat între 288.000 și 336.000, a fost ceva. Varianta RS5, pe care 450 de cai, dacă nu mă înșel, V6, ma, mar, fără de tot, motorizarea top. Varianta Sportback, a fost pusă la vânzare în America, ia să vedem pe unde a ajuns, Polonia, exact cum am văzut în plăcuța de matriculare și după aia s-a oprit istoricul în noiembrie 2021. Nu știm pe unde a ajuns mașina asta, cert este că circulă prin Europa, dacă nu chiar poate prin România, cine știe. Trecem la următoarea mașină. Ferrari 812 Superfest. Mamă, mamă, cum arată asta! Pozele sunt din martie 2020, incredibil. Ce rău îmi pare, mă doare sufletul numai când văd mașina asta în halul ăsta. Poate și de iunie 2020. Ia uitați-vă. Păcat, păcat de frumusețea asta de mașină. Ia să vedem. Și avea și 3000 de km în iunie 2020. Adică mașină nou nouță aproape, ce să mai... Nu știu cât s-a bucurat de ea. una cu cost estimat între 1.728.000 de lei și 1.776.000 de lei. E una totală. Mașina, motor de 6,5 litri, V12. Ia să vedem, mașina a fost înmatriculată în America și a fost pusă la vânzare în America. Și acolo s-a oprit istoric, în iunie 2020. Da sigur a ajuns asta prin Europa. Se întâmplă ceva cu ea. Nu se risipește nimic. Și următoarea mașină, tot un bolid de lux. Lamborghini Aventador și asta. Ia uitați-vă la pozele din ianuarie 2019 cum arăta. Păcat. Istoricul de kilometri apare aici pe acest istoric niște atenționări. Le vedeți aici cu semne exclamării. În 2013 avea 14.000, după aia în 2014 avea 96 de kilometri și după aia în 2014 avea 6.700 și după aia iar 14.000. Deci nu știu dacă aici cumva în zona asta e o mică eroare. La fel și aici în zona asta 2017-2018 avea 22.000, după aia 14.000 și după aia 37.000 deși graficul e crescător, acolo s-ar putea să fie tot așa ori o eroare, ori nu-mi dau seama dacă s-au dat kilometri înapoi. Ceva s-a întâmplat în perioada aia. Apar trei daune, două sunt necunoscute și una are o valoare între 672.000 și 720.000. Aventador pe 704 din 2012, motor de 6,5 litri V12. Mașina asta a fost pusă la vânzare în America, a avut daună în America și după aia a ajuns în Europa, în Lituania, în iunie 2023. Și mai departe de acolo s-a terminat istoricul. Nu știm pe unde se află mașina aceasta în acest moment. Deci sunt foarte multe mașini care au astfel de probleme și zic eu că cu ajutorul car vertical le poți depista, poți afla istoricul, ați văzut, vă arată poze, vă arată istorii de kilometri, vă arată poze cu mașina lovită, poze cu mașina pusă la vânzare, adică vă oferă niște informații suplimentare față de ce știți voi despre mașina respectivă, care vă ajută în luarea cele mai bune decizii referitoare la achiziția mașinii respective. Aplicația asta care vertical te ajută să depistezi astfel de mașini cu un astfel de istoric negativ, dacă putem să-i spunem așa. Aștept și părerea voastră mai jos și să ne vedem cu bine în următoarele episoade. Și nu uita, dacă vrei să verifici tu o mașină, folosește codul RITER cu încredere pe care vertical și primești 20% reducere. Salut!